este harul Domnului și vremea asta încă de pace ne lasă posibilitatea să slujim împreună și chiar să ne putem întâlni în cursul săptămânii, să putem să repetăm câte ceva. Nu pentru că noi am fi mai buni sau pentru că avem un merit, ci pentru că, așa cum fratele citea aici, spune despre Iosua și despre faptul că Moise, la un moment dat, a murit. La un moment dat, a plecat de pe pământ și, în urma lui, a trebuit să rămână cineva cu poporul să ducă în țara Canaan. Și acela a fost Iosua. Nu știm și eu mi-aș dori ca din copiii aceștia și mai sunt și alții, și știu că în satul Bețel sunt mult mai mulți copii, Dumnezeu se ridice oameni destoinici pentru Dumnezeu. Dumnezeu se ridice din ei, de ce nu proroci, de ce nu văzători, de ce nu oameni care să propovăduiască Evanghelia, având în vedere vremurile pe care noi le trăim, având în vedere vremurile care au să vină, n-au să fie vremuri ușoare. Nu știm care dintre ei vor suferi pentru credință, nu știm care dintre ei va fi un martir, nu știm care dintre ei vor sta în fața judecătorilor, nu știm care dintre ei vor fi bătuți în satul acesta și vor suferi pentru Evanghelie. Nu știm, pentru că vremurile care vor veni sunt vremuri grele. Dar Dumnezeu dorim să-i întărească și dorim să-i facă niște mărturii vii și ei să rămână în picioare și ei să ducă Evanghelia mai departe. Domnul Iisus să-i binecuvânteze pe ei și pe dumneavoastră, părinților, și să le dorească putere ca învățătura care Domnul Iisus ne-a dat-o, să o putem să ducem până la sfârșit. Amin. Amin.